Bună ziua, dragi ascultători, și bun găsit! Vă spunem astăzi Părintele Valentin și invitatul nostru de astăzi, domnul teolog doctor Țelian Costea. Doamne ajută, bun venit la emisiunea noastră, Țelian. Doamne ajută, bine v-am regăsit, bine am regăsit și pe ascultătorii noștri și ne dăjduim ca și astăzi să fim în casele binecredincioșilor cu o temă interesantă, cu un subiect captivant, pentru că ne aflăm după o duminică în care îndreptmăritoarea noastră biserică s-a citit parabola bogatului nemilostiv și a săracului Lazar, expusă atât de frumos în Sfintele Evangheliei de Mântuitorul Hristos, și sperăm ca să putem discuta pe marginea acesteia, mai exact să vorbim despre ce fel de sărăcie sau care sărăcie ne mântuiește, raportat evident și la dimensiunea materială, la dimensiunea bogăției, astfel încât să ne zidim și noi și ascultătorii noștri. Da, dragi ascultători, sunteți alături de noi, nu uitați numărul de telefon 0241-515266 cu tarif normal în rețeaua Intersat. Aveți contact pe pagina de Facebook Radio Dobrogea, ne puteți urmări și video pe pagina noastră de internet radiodobrogea.ro. Așa cum ați auzit, dragi ascultători, tema se referă la sărăcie în primul rând. Sărăcia și bogăția sunt două aspecte care aproape că domină în interesul, pe paleta intereselor vieții noastre. Așa suntem noi oameni acestei vremuri și poate că și în alte vremuri n-a fost departe de starea aceasta. Astăzi vom vorbi mai mult despre sărăcie, și anume sărăcia aceea care totuși e benefică și care conduce sufletul omului către mântuire. Până acolo, Stelian, dacă poți să ne dai câteva date, așa să conturezi, să faci un portret robot, dacă se poate, a stării de sărăcie. Ce înseamnă sărăcie? Fiecare se vaită că e sărac și de multe ori nu pleznește, dar el se vaită în continuare și multe alte aspecte. Eu cred că noi nu știm ce înseamnă sărăcia. Absolut. Aceasta este și convingerea mea, pentru că dacă ar fi să alcătuim un așa zis profil al săracului din diverse momente ale istoriei, din diferite vremuri, din diferite timpuri, sigur că situația aceasta a stat în mod total diferit în funcție de context, în funcție de civilizație, în funcție de cultură, în funcție de ambientul în care au viețuit oamenii. În zilele noastre, Părinte, din păcate, după cum bine ne spune Sfântul Ambrozie al Milanului, este câte unul care, deși are de toate, se consideră sărac. Am putea spune că majoritatea, deși o duce destul de bine, tot săracă se consideră. Este o majoritate care nu l-are pe Dumnezeu în suflet, de multe ori, din păcate. Este o majoritate care se gândește doar la binele material, dar așa, într-o perpetuă expansiune, adică să năvălească, dacă s-ar putea, bogăția peste noi. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem sănătoși, noi mulțumim lui Dumnezeu pentru că avem o familie întreagă, noi mulțumim lui Dumnezeu pentru că reușim din punct de vedere profesional, noi mulțumim că avem cele necesare, ci dorim din ce în ce mai mult. Ori tratarea în această manieră a sărăciei practic ne face departe de Sfânta Treime, ne situează departe de Mântuitorul Hristos, pentru că lui Dumnezeu nu-i plac săracii închipuiți, săracii care se imaginează că sunt săraci în mintea lor. Cunosc oameni care au beneficiat de foarte mult sprijin din partea rudelor, din partea prietenilor, din partea apropiaților, care material au dus-o destul de bine tot timpul, și viața lor a fost o continuă lamentare: cât de sărac sunt eu, cât de neputincios, cât de rău o duc, cât de mult m-au furat și m-au înșelat pe mine alții. Deci noi mascăm de multe ori propria noastră incompetență, propria lipsă de profesionalism, propria lipsă de dedicare la locul de muncă sau în ceea ce facem, aruncând vina asupra altcuiva pentru o stare de așa zisă sărăcie, sărăcie, repet, închipuită. Dacă ar fi să trasăm niște caracteristici ale adevăratei sărăcii, bineînțeles că acestea s-ar referi la absența celor trebuincioase. Un om, atunci când nu are cele necesare, când este lipsit de cele mai elementare lucruri necesare pentru viață, atunci se poate spune că este sărac. Și bineînțeles, ca orice sărac, ca orice om cu modestie materială, nu trebuie disprețuit, ba dimpotrivă, apreciat dacă știe să-și ducă sărăcia cu demnitate, pentru că și în el este chipul lui Dumnezeu. Am văzut cum săracul Lazar, care zăcea la poarta bogatului,
bogat care se îmbrăca tot timpul în porfiră și vison, ducând o existență, zicea el, strălucită în toate zilele vieții sale, am observat așadar cum săracul Lazar a primit sărăcia fără cârtire. Doar câinii veneau și îi lingeau bubele. El căuta numai să se sature din fărămiturile care cădeau de la masa bogatului. Iată ce fel de parabolă ne expune nouă Mântuitorul Hristos, și anume asumarea cu demnitate a sărăciei. Da, vorbeai frumos, aproape ispititor, Stelian, despre sărăcie. Când vorbim așa despre ea, parcă ne îndeamnă inima să o încercăm. Nu e de încercat, însă spunea la un moment dat că sărăcia celor materiale până acolo să n-ai cele strict necesare. Cred că este greu să ajungi la această limită. Aia Dumnezeu grijă ca omul să aibă totuși ce este necesar. Spunea însă și de o adevărată sărăcie. Voiam să te întreb, dar Duhul te-a spus să aduci cuvântul și aici. Cred că adevărata sărăcie a omului, și o resimte la sub diferite aspecte în funcție de cultura lui, este atunci când Dumnezeu e prea puțin în el. Lipsa lui Dumnezeu o resimți ca o sărăcie, chiar dacă tu n-ai cultură și nu poți să te explici. Și dai vina că îți lipsește aia, lipsește aia, lipsește aia, multe îți lipsesc, prieteni, oameni, bani, situații, relații, dar ție îți lipsește Dumnezeu. Dacă avea pe Dumnezeu, toate ar fi suficiente și poate din destul. Și ai fi cel mai bogat. Cel mai bogat. Pentru că și Mântuitorul spune să ne îmbogățim în Dumnezeu. Ne amintim din Sfintele Evangheliei, Părinte, momentul în care cineva îi spune Mântuitorului Hristos, cineva din mulțime, Învățătorule, spune-i fratelui meu să împartă cu mine moștenirea. Ce i-a răspuns Iisus? Omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor de moștenire peste voi? Păziți-vă de avuții, păziți-vă de lăcomie, a îndemnat Hristos. Practic, trebuie ca omul să se îmbogățească în Dumnezeu. Știm ce sărăcie resimțea, totuși, bogatul căruia a rodit țarina. Că deși a spus, mi s-au făcut toate holdele, nu am hambare unde să le pun, le voi strica pe acestea, voi zidi altele mai mari, le voi pune în acelea și voi trăi, sufletul meu se va veseli pentru totdeauna, sărăcia adevărată pe care o trăia era absența lui Dumnezeu din viața lui. Ați văzut că această sărăcie a absenței lui Dumnezeu l-a determinat pe Zaheu vameșul, care era mai marele peste vameș, cum ar fi un șef al perceptorilor din zilele noastre, care colecta taxele și impozitele de la oameni, care i-a suprea pe oameni, nu era iubit, nu era cinstit pentru aceasta. Deci Zaheu vameșul, resimțind din voia lui Dumnezeu, din pronia Sfintei Treimi, absența lui Hristos din el, după ce Mântuitorul a ajuns la el în casă, a spus, Doamne, dacă am nedreptățit pe cineva, îi dau un pătrit înapoi, adică de 4 ori mai mult, iar jumătate din averea mea o dau săracilor. Atunci a simțit Zaheu adevărata bogăție. Până atunci era sărac în Dumnezeu. Da, este într-adevăr viața omului, cum spui, Stelian, o luptă, o concurență între aspectele acestea ale vieții materiale și spirituale. Lipsurile materiale în viața omului, cum le percepe omul sau cum ar trebui să le percepem? Ca pe o povară sau ca pe o binecuvântare? Ci vorba de lipsuri. În niciun caz n-ar trebui percepute ca pe o povară, pentru că, după cum bine spuneați dumneavoastră mai devreme, omul zilelor noastre nu este, cum e vorba aceea populară, sărac lipit pământului. Stelian, o clipă, noi trebuie să avem un telefon. Alo? Da? Da, da, vă ascultăm. Doamne ajută, părinte, Tiberiu. Tiberiu, spune, Tiberiu. La Gozlovinție, salut și pe domnul Stelian. Doamne ajută, frate Stelian, numai bine. Părinte, vreau să vă dau și o pildă ce mi s-a întâmplat ieri cu un om m-a smerit la modul cel mai serios, să zic așa. Mergeam cu camionul și mergeam bine, foarte încet, pe stradă de asta, mic așa. Și am văzut un homeless. Ascultătorii știu ce înseamnă, om care nu are casă, practic. Cum sunt și pe la noi, da. Și trecea așa cu doi câini, mai în vârstă, așa, om în sfârșit. Eu
fiind duminică, mă gândeam și eu să mă dă mațian la Sfânta Liturghie, vreau să mă opresc undeva, hai să fac și o milostenie, în sfârșit. Nu este lauda mea, Doamne ferește, dar adică vreau să spun cazul concret așa ca da, să știți, ca să se înțeleagă despre ce e vorba, da. Și a oprit omul, în sfârșit, ce faci, așa, și i-am dat și eu ceva acolo, nu mare lucru, și o sticuță de apă, în sfârșit, pentru altceva, și el atunci a zis praise the Lord, adică, și așa, dar foarte, da. Adică, foarte dezastat, așa, foarte, cum să zic, mulțumit, încântat. Slavă Domnului, a zis, în românește, da, da, slavă Domnului. Și eu, și am zis și eu, la fel, și am plecat. După aceea, cu câteva o oră înainte, eu m-am oprit la un magazin și, în sfârșit, m-am pus în frigiderul aici, am frigider aici la mine în camion, în sfârșit, da, se ia mâncare. Și eu mi-am dat seama după aia, uite mă, omul ăsta e, să zic, e mai sărac așa ca mine, decât lumește, să zic, dar când Dumnezeu e mult mai bogat. Da. El a dat slavă lui Dumnezeu pentru nimic. Eu am umplut frigiderul și n-am dat slavă lui Dumnezeu, să zic, mulțumesc, Doamne, pentru așa mai departe. Și adică m-a zmerit așa foarte mult, mi-a dat și trebuie să rămân imaginea asta toată viața. Și atunci am înțeles mai mult cuvântul Mântuitorului, fericiți cei sărați cu Duhul, adică fericiți cei care nu se alipeze nimic de pe pământul ăsta lumesc și așa bine, așa am înțeles eu, în sfârșit, fraza. Și atâta vreau să spun, că este oricum, apropo de sărăcie, că evenimentul e frumos și e pildă. El avea frigiderul mai mic și a fost mai mulțumit ca tine. Asta e bine. Exact. Bine, nu bine, avea, tine. Da. Bine, Tiberiu. Nu mai smerit. Sigur că da, mulțumim. Da. O să luăm de pildă. Doamne, ajută-i mai bine. Doamne. Pildele frumoase pot vine și veni și despre continentul american. De ce nu? Da, Stelian, deci, din ce spunea Tiberiu, sărăcia te face mai om decât în alte situații. Te face mai om pentru că sărăcia îți smerește sufletul. Spune foarte frumos Sfântul Ioan Scărarul, precum nu lipsesc valorile din mare, așa nu lipsesc nici întristarea și mânia din viața bogatului și mai ales a bogatului nedrept și nemilostiv. Pe când săracul este despovărat de aceasta. Adică, încă o dată, să clarificăm, când vorbim despre săracii zilelor noastre, nu vorbim, exact cum spuneam și mai devreme, despre acei săraci lipiți pământului, cum e vorba populară. Sunt și cred că sunt doar în povești, da, nu? Da, sunt. Probabil că mai sunt oameni cu o situație foarte modestă din punct de vedere material și aceasta, ajutorarea lor, ar trebui să fie preocuparea noastră primordială, esențială, către aceștia să ne aplecăm. Dar când vorbim despre sărăcie în zilele noastre, vorbim despre faptul că n-avem ultimul tip de smartphone, sau că n-avem nu știu ce laptop, sau că nu avem cea mai înaltă tehnologie. De asta spuneam că este o sărăcie închipuită. Am întâlnit atâta pismă, atâta invidie, atâta răutate de multe ori pe concediile făcute de alții, pe vacanțele făcute de alții. Uite, noi suntem săraci, nu putem să mergem, nu putem să vizităm toate continentele. Deci oameni care au o sănătate... Odată, te absolut, oameni care au o sănătate sufletească, integrală, care sunt echilibrați din punct de vedere psihic prin voia lui Dumnezeu, care sunt ținuți într-o existență excepțională de către Sfânta Treime, se plâng pentru toate nimicurile. Ori dacă ne transformăm viața asta într-un suspin neîntemeiat, mai degrabă îl mâniem pe Dumnezeu decât să-l sensibilizăm ca să ne ajute. Sărian, pentru că aveți vorba de aceste forme variate, grade diferite, să zic, de sărăcie, de bogăție, că nu mai știi cine e bogat, cine e sărac, fiecare după cum devine subiectiv aspectul și n-ar trebui. Dumnezeu vrea să fim bogați sau săraci în final? Părintele Arsenie Boc avea o formulare foarte frumoasă. Nu orice bogat se prăpădește și orice sărac se mântuiește. Deci Dumnezeu nu condamnă bogăția în ceea ce privește existența acesteia. Tot de Dumnezeu este lăsată și bogăția. Numai că Sfântul Vasile cel Mare spune, pentru a-i fi plăcut lui Dumnezeu, fii un bun chivernisitor al avuției tale și nu o folosi spre propria ta desfătare. Aceasta-i place lui Dumnezeu, ca bogăția să fie utilizată spre ajutorarea săracilor. Ce-i spune Mântuitorul tânărului bogat care a venit la el și i-a zis, bunule învățător, ce să fac ca să mă mântuiesc? Împlinește poruncile.
după ce i-a spus că toate poruncile enumerate de către Hristos le-a împlinit din copilăria lui, din tinerețea sa, i-a zis Mântuitorul, ca să fii desăvârșit, dacă vrei să fii desăvârșit, mergi, vin de tot, împarte săracilor, vino și urmează-mă și vei avea comoară în cer. I-a spus Hristos aceasta pentru că știa măsurile lui. Acum nu fiecare om se poate apuca de astăzi să-și vândă tot și să împartă săracilor, dar o parte din noi o putem oferi. Din puținul nostru sau de multe ori din prea multul nostru putem oferi și altora. Indiferența, nepăsarea, acestea sunt atitudinile care nu-i plac lui Dumnezeu. Noi mascăm lipsa de dorință de a ajuta pe săraci, părinte, spunând, pe acesta cere bani pentru țigări, pentru băutură, pentru vicii, cum să-i dau? Este o mare aberație. Părintele Arsenie Papacioc, vrednicul de pomenire, când a fost întrebat, dacă oferim unui sărac care doar își imaginează că e sărac și folosește banii pentru vicii, nu facem un păcat? Știți ce a spus părintele Arsenie Papacioc? Noi vorbim despre lucruri serioase aici, de împărăția cerurilor. Nu ne împiedicăm în câțiva lei pe care îi oferim cuiva. Dă-i până la urmă, el răspunde în fața lui Dumnezeu pentru ceea ce face cu banii. Este adevărat că Sfântul Vasile cel Mare spune să stremure banul în mâna ta când îl dai cuiva dacă știi că este un vicios, că practică desfrânarea. Dar de ce spune aceasta? Ca să-l protejezi pe om, nu ca să cultivi sărăcia în lume. Deci datoria noastră este să nu împovărăm mai mult pe cei care deja sunt săraci. Da, pentru că ai adus așa vorba despre bani și ai arătat și diferite păreri despre această acțiune. Stelian, de ce totuși atrage pe om așa de mult bogăția materială? Devine ca o țintă a vieții noastre, ca un obiectiv, aproape că conduce gândurile și inițiativele vieții unui om. Poate în zilele noastre aproape sigur, poate și în alte vremuri. Când omul nu are gândul la Dumnezeu, părinte, în cea mai mare parte a fiecărei zile din viața lui, atunci bineînțeles că se raportează la cele materiale. Sprijinul fals pe care îl căutăm în bogății, în avuții, este nedemn și dezonorant pentru ființa umană, fiindcă el nu ne poate oferi nimic și nu ne duce nicăieri. Pe când sprijinul, susținerea lui Dumnezeu după care trebuie să tindem, aceasta e mântuitoare, aceasta e tămăduitoare. Niște filozofi indieni i-au spus lui Alexandru Macedon, care avea cel mai mare imperiu din istoria umanității, i-au spus, vrem să ne oferi un dar, care? Să nu mai murim, să rămânem aici pe pământ. Și a zis, acest dar nu l-am nici eu. Păi și atunci de ce te comporți, au spus, ca un nemuritor? Deși și el avea acest dar al nemuririi dacă l-ar fi găsit pe Dumnezeu. Deci cine ne poate oferi nemurirea? Numai Hristos, numai Sfânta Treime. Cine ne poate da viața veșnică? Numai Sfatul Treimic. Câtă vreme noi nu ne raportăm la Dumnezeu, bineînțeles că și atunci când vom fi bolnavi, sau când vom fi dezechilibrați, sau când vom fi deprimați, sau când ne va încerca vreo anumită angoasă, vreo anumită stare de depresie, ne vom rezuma la cele materiale. De ce? Fiindcă avem puținătate de suflet, fiindcă avem sărăcie de inimă, fiindcă avem acoperirea conștiinței, fiindcă împovărăm chipul lui Dumnezeu din noi. Dacă am fi oamenii care să se gândească la Dumnezeu, cele materiale ar trece pe ultimul loc. Da. Dragi ascultători, ascultă pauză și vom reveni. Continuăm, dragi ascultători, dialogul nostru cu domnul teolog Stelian Costea și cu dumneavoastră. Nu uitați numărul de telefon 0241-515266 cu tarif normal rețeaua Intersat. Aveți contact pe pagina de Facebook Radio Dobrogea, ne puteți urmări și video pe pagina noastră de internet radiodobrogea.ro. Vorbeam despre bogăție, dragi ascultători, dar mai ales de sărăcie, poate și pentru faptul că ne caracterizează mai mult, zicem noi, oricât ar avea omul, pe de o parte nu este mulțumit și nici foarte multe poate că nu avem, mai ales din cele necesare, că veni vorba. Stelian, când am zis mai ales despre cele necesare, când este omul bogat și când este sărac? Că așa, după mintea noastră, niciodată nu ne ajunge ce avem și este greu să faci așa o evaluare. Sfântul Ioan Gură de Aur, referindu-se la atașamentul față de bogățiile materiale, referindu-se la omul lacom, spune că acesta este precum unul care, izgonit fiind de la ospețele împărătești, se mândrește cu o grămadă de gunoi pe care o are în curte. Deci cel care are sufletul alipit de bogăția materială excesivă,
nu poate fi împlinit, nu poate fi bucuros, nu poate fi fericit. Tot Sfântul Ioan Gură de Aur spune că cei lacomi sunt disprețuiți atât de cei pe care i-au nedreptățit, cât și de cei cărora nu le-au făcut nimic, pentru că lăcomia înseamnă acumularea de averi prin nedreptățirea celuilalt. De aceea, dacă ne raportăm la adevărata bogăție, când suntem cu adevărat bogați, suntem atunci când ne mulțumim cu starea materială pe care o avem, când știm că atât a îngăduit Dumnezeu să se întâmple în viața noastră, când suntem bucuroși că mai trăim o zi călăuziți de lumina lui Hristos, tocmai pentru a avea timp ca să ne pocăim pentru a moșteni împărăția cerurilor. Și adevărata bogăție este dată, Părinte, de către o antinomie, de către un paradox, adică de un cuvânt opus din vocabular. Adevărata bogăție este dată de sărăcia cu Duhul. Sărăcia cu Duhul înseamnă smerenie, nici de cum nepricepere sau prostie, cum mai spun alții, într-o manieră total greșită, care nu vor să se informeze absolut deloc în privința dimensiunii teologice. Deci bogat ești cu adevărat când ești sărac cu Duhul, când știi să fii smerit. Ce ne spune Mântuitorul? Cel ce se va înălța se va smeri, cel ce se smerește va fi înălțat. Atunci când omul este smerit, când se mulțumește cu bogăția sufletească, când se mulțumește cu patrimoniul lui de conștiință, dacă pot să spun așa, când știe că familia lui este cea mai mare avuție, când știe că acești copii pe care îi are, care sunt îngerii lui Dumnezeu pe pământ, reprezintă marea bogăție, bineînțeles că atunci omul se poate simți fericit, bucuros și împlinit. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că iubirea de plăcere, slava deșartă și mai ales necredința sunt cauzele lăcomiei. Deci noi o să ne simțim tot timpul săraci din punct de vedere material dacă suntem necredincioși, dacă vrem ca să ne laude oamenii, dacă suntem iubitori de plăceri în desfrânare, atunci ne vom simți din ce în ce mai săraci, din ce în ce mai împovărați, din ce în ce mai nemulțumiți. Știți o vorbă populară care spune: nemulțumitului i se ia darul. Să nu-l silim pe Dumnezeu să se îndepărteze de la noi. Este un paradox pe care îl trăim. M-am gândit des la aceasta. Îl gonim în fiecare zi pe Hristos, dar cu iubirea lui uriașă față de om, vine și se sălășluiește din nou în casa noastră. A spus: iată, eu stau la ușă și bat, și cu cel care îmi va deschide voi cina și el va cina cu mine. Putem spune mai mult: dacă Mântuitorul găsește ușa doar întredeschisă, intră în casa sufletului nostru și stă cu noi la masa, la masa mântuirii și la ospățul credinței. Crește, Lian, că în virtutea celor expuse, poate omul să fie bogat și aici și dincolo? Cu siguranță. Adică să nădăjduiască la lucrul acesta. Cu siguranță. Un om care are aici o situație materială bună, dar care știe să ajute persoanele în nevoie, care știe să sprijine pe oamenii cu deficiență, care ajută biserica și nu pentru, cum spun mulți în mod greșit, pentru preoți. Că nu preoții iau banii bisericii și îi duc acasă. Cunosc atâția preoți cu mulți copii, oameni smeriți, oameni în regulă, oameni săraci, care, dar care sunt foarte bogați din punct de vedere sufletesc. Deci noi ajutăm biserica fiindcă e casa lui Dumnezeu, nu ca să susținem clerul, cum greșit se pretinde pe multe canale, de dezinformare în masă, aș spune, decât de informare în masă. Deci toți aceștia care își folosesc avuția pentru sprijinirea, în primul rând, a persoanelor defavorizate și a tuturor celorlalte categorii care au nevoie, bineînțeles că au nădejde puternică spre mântuire. Să nu uităm că ceea ce l-a mântuit, în primul rând, pe Sfântul Ștefan cel Mare, a fost faptul că a zidit, a clădit atâtea mănăstiri. Dacă ar fi fost un domn absolutist, un domnitor absolutist care ar fi vrut să aibă totul pentru el și să se desfăteze numai el și să nu construiască nicio biserică, nicio mănăstire, evident că Dumnezeu n-ar fi primit cu atâta, pentru că toți ajung primiți cu bucurie de către Sfânta Treime în momentul în care fac faptele bune. Deci n-ar fi fost sfânt domnul Ștefan cel Mare dacă nu făcea atâtea lucruri, atâtea mănăstiri. Deci și biserica, în momentul în care este ajutată de către oamenii cu putere sau de către cei bogați, bineînțeles că duce, este corabia care ne duce la mântuire.
Da, deci practic bogăția, cum ai spus, Stelian, nu este un impediment pentru mântuire, ci faptul cum o folosești, cum o gestionezi. Și dădeai pilda aceea de la Sfânta Evanghelie de ieri, a bogatului nemilostiv, acesta a ajuns în iad nu pentru că era bogat, nu se înțeleagă greșit, ci pentru că era nemilostiv, putea foarte bine bogat fiind, că și vorbea cu Avram, nu? Și Avram, să știți că la vremea lui pe pământ a fost cel mai bogat sau poate foarte, foarte bogat. Și Lazar a ajuns în sânul lui, săracul Lazar. Exact, da. Deci nu bogăția, ci felul cum o gestionezi, nemilostivirea. Se poate spune sau putem ști cine și când s-a desfigurat sensul bogăției? Că omul prin Adam creat de Dumnezeu n-a fost creat să fie neputincios și lipsit și sărac, ci să fie în plinătate. Cândva s-a întâmplat ceva cu acest om și a început să guste simțul lipsurilor. Odată cu căderea în păcat, în păcatul neascultării, în păcatul originar, în păcatul prin care omul s-a îndepărtat de Dumnezeu, ispitit fiind de diavolul, bineînțeles că au venit și toate celelalte. Pentru că un om când vrea să fie mândru, părinte, când își dorește slava deșartă, când își dorește aprecierea celorlalți, evident că își dorește să aibă multe bogății, să aibă avere mare, să aibă avuții și în acel moment, bineînțeles că s-a produs declicul, dacă putem spune așa, că s-a produs ruptura între om și Dumnezeu. O ruptură foarte pronunțată la nivel de prăpastie. Ce îi spune Avram, ce i-a zis în Sfânta Pericopă Evanghelică de ieri, am auzit bogatului nemilostiv. Între noi și voi, adică între rai și iad, s-a întărit prăpastie mare ca nimeni de la noi să nu poată ajunge la voi și nici invers. Deci iată cum bogăția dobândită în mod nedrept, folosită în mod injust, bogăția abuzivă, bogăția care îl batjocorește pe celălalt, iată că ne duce la pieire. Dar să nu credem că și orice sărac se mântuiește. Adică și aspectul diametral opus trebuie avut în vedere. Dacă ești un sărac cârtitor, invidios, pizmaș, doritor să-ți însușești bunurile altuia, de câte ori n-am auzit expresia lasă că o să am eu într-o zi putere și o să le arăt eu ăstora care au furat, au făcut. Deci în momentul în care omul își propagă invidia în atitudinea lui, bineînțeles că aceasta este o sărăcie neplăcută lui Dumnezeu și mai mult întărâți purtarea de grijă a lui Dumnezeu în sens negativ. Îi întorci sensul pentru că vrei să te răzbuni într-o manieră nedreaptă, injustă, cum niciodată nu o să-i placă lui Hristos. Da, într-adevăr, și bogăția și sărăcia, așa cum spuneai, sunt, au rolul lor pedagogic. Care este sărăcia mântuitoare până la urmă, Stelian? Ai spus pe aici, pe acolo, dar pentru că este și tema emisiunii noastre, haide să subliniem. Sărăcia mântuitoare se... Că trebuie să fie o sărăcie la care poate ajunge orice om, nu? Da, se plasează pe mai multe coordonate. După cum am și spus, în primul rând, mulțumirea cu starea pe care o avem este un lucru care devine agreabil pentru Dumnezeu și care ne duce negreșit la o nădejde foarte puternică în mântuire. În al doilea rând, trebuie să învățăm să nu mai avem atâtea pretenții exagerate de la viața aceasta pământească. Să învățăm să considerăm că tot ceea ce avem este un dar de la Dumnezeu și trebuie tratat ca atare. În al treilea rând, sărăcia mântuitoare poate părea ușor contradictoriu ce spun, dar așa este, este sărăcia altruistă. Adică din puținul nostru, dacă suntem cu adevărat mai modești din punct de vedere material, să oferim și celuilalt. Și nu în ultimul rând, sărăcia care mântuiește, și asta este cea mai reprezentativă imagine a săracului care se mântuiește, înseamnă, după cum spuneam, smerenia. Omul care participă frecvent la slujbele bisericii, omul care se îmbogățește în cuvântul lui Hristos, omul care vrea să împlinească poruncile lui Dumnezeu, omul care n-are gândul la desfătări trecătoare, omul care se gândește că într-o zi pleacă din lumea asta, acesta este omul care se poate comporta ca unul ce are o sărăcie mântuitoare. Și mai este un tip de sărăcie mântuitoare și anume sărăcia în fapte rele și bogăția în fapte bune. Trebuie să fim săraci la nivelul păcatelor săvârșite și bogați în virtuți. Omul cu cât este mai sărac în faptele rele, cu atât se apropie mai mult de Dumnezeu. Dacă avem, părinte, acest proces de conștiință, când punem capul pe pernă și știm că pe parcursul
zilei nu am făcut nimănui vreun rău, cel puțin ne-am străduit să nu facem, aceasta e mare lucru și este o sărăcie tămăduitoare. Spunea un sfânt părinte, nu am lăsat pe nimeni de când am venit în pustie să se culce supărat pe mine și eu, după putința mea, nu am adormit având ceva cu cineva. Deci așa ar trebui să gândim, să nu instigăm invidia, răutatea, vrășmășia celuilalt, ci să încercăm să fim apropiați de oameni și în felul acesta vom fi și apropiați de Dumnezeu. Ni se spune în Pateric o istorioară foarte frumoasă, vreau să spun foarte pe scurt, cum un părinte avea o haină, un coloviu și în același timp o sfântă Evanghelie la sub braț și a văzut un sărac în Alexandria care era pe punctul să înghețe de frig și a zis, eu nu mă voi mântui dacă îl las pe acest sărac ca să înghețe, și a scos haina de pe el și i-a dat-o. A mers mai încolo și a văzut un alt sărac năpăstuit din punct de vedere material și a vândut mica Evanghelie pe care o avea și cu banii obținuți a făcut milostenie. Iar când a ajuns la chelia sa, i-a spus ucenicul, părinte, unde-ți sunt haina și Evanghelia? Și a zis, haina am trimis-o acolo unde voi avea nevoie de ea mai târziu, adică în împărăția cerurilor, iar în Evanghelie am citit în fiecare zi, vinde tot și împarte săracilor. Și iată, am vândut-o până și pe ea și am împărțit banii obținuți săracilor. Cam așa trebuie gândit în perspectiva unei sărăcii mântuitoare. Da, într-adevăr, sfaturi și pilde grăitoare. Vorbeai și de pilda din Evanghelia de care s-a citit ieri la Sfânta Liturghie. Și de sărăcie, într-adevăr, acel sărac Lazar despre care se vorbește în Sfânta Evanghelie s-a mântuit, așa cum spunea Estelian, nu pentru că era sărac, ci pentru că, spunează foarte frumos în Sfânta Evanghelie, interiorul lui era deosebit, nu râvnea decât la fărămiturile din masa bogatului. Dacă ar râvnit la porfira și visonul său, la mândria și stăpânirea sa, cum spuneai puțin mai devreme, cred că nu s-ar fi mântuit și aproape sigur. Să zicem, Stelian, că toți care te-am ascultat suntem în diferite situații, în raport cu sărăcia și bogăția. Suntem în alergare. Fiecare pe creaca lui. Și am vrea să ne întoarcem acolo unde ne-ai sfătuit tu. Cum să facem? Care ar fi protocolul întoarcerii către calea cea sănătoasă? Conștientizând că nimeni nu ia nimic cu el din lumea aceasta. Și că trebuie să plecăm, după cum spuneam și într-o altă emisiune, goi de păcate și plin de virtuți. În momentul în care ne dăm seama că pentru fiecare este pregătit un sicriu și un mormânt și la aceasta se rezumă existența asta strict pământească din punct de vedere material, am fi mult mai conștienți de faptul că bogăția materială nu valorează nimic și că trebuie să tindem după cea spirituală. Lumea aceasta nu ne poate oferi, prin natura ei, niciodată veșnicia, părinte, dacă n-ar fi fost Dumnezeu. Deci singurul care poate oferi viața în nemurire este Mântuitorul Hristos. În momentul în care am gândit așa, în momentul în care am tratat lucrurile cum trebuie, într-o manieră drept a bisericii noastre, drept măritoare, bineînțeles că putem avea o speranță foarte puternică și întărită în viața de dincolo. Dacă ne rezumăm la cele materiale, bineînțeles că nu vom avea liniște. Sfântul Ioan Gură de Aur spune atât de frumos, bogatul n-are liniște nici dimineața, nici la amiază, nici seara, nici noaptea, pentru că se preocupă pe de o parte cum să-și păstreze bogăția dobândită în mod nedrept și pe de altă parte cum să o înmulțească. Iată câtă neliniște este provocată de atașamentul nostru față de cele materiale. Numai dacă ne-am gândit la aceasta, că ne trece viața și ne ocupăm de toate nimicurile, bineînțeles că ne-am întoarce spre Dumnezeu. Și apoi orice fel de om cu o gândire logică minimală ar trebui să se întrebe și să-și dea răspunsul pe care l-a dat Petre Țuțea. Omul nu vine de nicăieri și merge nicăieri. Noi suntem creați de Dumnezeu și trebuie să ne dăjduim, să ne întoarcem la Dumnezeu. Știm cu toții că în rugăciunea Tatăl nostru, la un moment dat îi spunem lui Dumnezeu, facă-se voia ta. Părintele Rafael Noica spune atât de frumos că dacă nu împlinim poruncile lui Dumnezeu, la judecata de apoi, dacă ferească Dumnezeu, mergem în iad, Mântuitorul ne va spune, s-a făcut voia ta, pentru că Dumnezeu ne oferă libera alegere. Și dacă noi vrem să ne distrugem, să împlinim voia noastră în sens rău,
putem să facem și aceasta, dar nu cred că își dorește nimeni să o ducă, să se chinuiască în veșnicie. De aceea, sărăcia acestei lumi poate fi suportată mult mai ușor. Să ne ferească Dumnezeu de sărăcia veșnică, să ne rugăm bunului Dumnezeu să fim bogați în veșnicie. Da, într-adevăr, Stelian, așa stau lucrurile. Cum spuneai puțin mai devreme, nimeni nu ia nimic din lumea aceasta, de aceea ar trebui să ne îmbogățim în valori care sunt valabile și în lumea aceasta, dar mai ales dincolo, și acestea sunt virtuțile despre care pomeneai: credința, nădejdea, dragostea și mai ales răbdarea și ascultarea, toate în Duhul Sfânt. Să facem voia Dumnezeu, pentru că, așa cum observa la sfârșit, din cuvintele și altora care au observat acest lucru, când facem voia noastră, aceasta ne duce în iad. Și nu e bine. Dar, ascultători, mulțumim foarte mult pentru atenție, mulțumim lui Stelian că a fost... Și eu vă mulțumesc și vreau să le urez tuturor celor care își prăznuiesc ziua numelui de Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, cât și de Sfântul Nectarie, să fie ocrotiți de toți Sfinții și să-și folosească anii pe care i-au în această viață cu folos pentru mântuire. Da. Doamne ajută, vă așteptăm să la viitoare la aceeași oră. Doamne ajută!